Astăzi a avut loc o ședință importantă la care au participat autoritățile locale, dar și directorii unităților de învățământ. În cadrul ședinței au fost discutate trei puncte importante referitoare la reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ, achiziționarea de tablete și laptopuri, dar și discuții referitoare la situația autorizațiilor ISU. Pentru ca unitățile de învățământ să funcționeze bine, trebuie să existe o bună colaborare între acestea și administrația locală. Iar efectele unei bune colaborări se văd în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Astăzi, în cadrul ședinței care a avut loc în sala de ședințe a Colegiului Tehnic Decebal, au fost discutate trei puncte importante pentru unitățile de învățământ din orașul nostru. Primul punct se referă la achiziționarea de tablete și laptopuri pentru elevii și profesorii din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, care cu siguranță îi va ajuta pentru o mai bună desfășurare a activităților referitoare la școala online, cu care suntem familiarizați de 2 ani. Ține de zona administrativă. Avem două variante de finanțare. Una care merge pe PNRR, Programul Național de Reziliență, și al doilea pe POR, Programul Operațional Regional. Aici avem așa, pe PNRR, în principiu, o să vă detalieze doamna Mihaela Vătuiu, cea care se ocupă în cadrul primăriei de fonduri europene, dar eu vă spun în linii mari, pe PNRR vorbim de dotare, tot ce înseamnă dotare, iar pe POR, reabilitare, modernizare și extindere școlii. Edilul orașului Marius Creciu are o afinitate pentru educația severinenilor, deoarece la bază este profesor de educație fizică, ocupând chiar și funcția de inspector general. Un alt punct important discutat astăzi este referitor la reabilitarea, modernizarea și extinderea unităților de învățământ din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Acesta i-a rugat pe directorii unităților de învățământ să vadă exact ce le lipsește referitor la interiorul și exteriorul clădirilor sau chiar extinderea acestora pentru a putea începe studiile de fezabilitate acolo unde este cazul. Vreau de la dumneavoastră să vă gândiți bine ce lipsește școlii dumneavoastră, ce vă doriți. Nu vreau avioane, nu vreau nu mai știu ce lucruri, dar ce ține de clădire, ce ține de interiorul școlii, gândiți-vă bine, faceți-vă socotelile. Și noi o să venim să dăm drumul la acolo unde nu avem, la studii de fezabilitate axate exact pe cerințele dumneavoastră. Vă dau exemplu. Școala 2 Alice Voinescu spunea la un moment dat că vrea o extindere. O să facem un studiu de fezabilitate pe extindere a școlii. Pe nou proiect de pe noile proiecte pe fonduri europene, de data aceasta se permite să lucrăm mult mai mult la clădirile școlii. Așa cum zicea domnul primar, sunt două surse mari de finanțare, mai ales pentru partea de investiții, Programul Național de Reziliență și Programul Operațional Regional. Programul Operațional Regional este administrat, gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională, ca și PNRR-ul pe partea de educație, ceea ce ne ajută pentru că suntem aproape și putem comunica mult mai ușor. La nivel de regiune, pe partea de educație, pe Programul Operațional Regional avem alocat 60 de milioane de euro, 10 milioane pe grădinițe, 50 pe școli gimnaziale și licee, în bani din care putem reabilita, construi, moderniza aceste unități școlare. Ultimul punct discutat a fost referitor la situația cu ISU, deoarece în trecut au existat nereguli și au fost blocate proiecte de reabilitare a școlilor pentru că nu existau autorizații ISU. Orice proiect referitor la modernizare, reabilitare sau extindere necesită autorizație ISU. De aceea trebuie puse la punct aceste aspecte. Edilul municipiului Drobeta-Turnu-Severin este mereu implicat în viața cetățenilor și vrea ca educația să ocupe un rol important.